Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față voi vorbi despre cum măsurăm, testăm o diodă Zener. Cum sunt cele de față? Să începem! Dioda Zener este un tip de semiconductor mai special, fiind conceput pentru a conduce curentul electric invers, de la catod la anod. De la catod la anod, da? Plus pe catod, minus pe anod. Atunci când este atinsă, o anumită tensiune inversă stabilită, cunoscută sub numele de tensiunea Zener. La o alimentare directă, anod-catod, comportându-se ca o diodă normală, adică plus anod minus catod, devine o diodă normală. Oarecum la fel ca și în cazul diodelor luminiscente, pentru a funcționa în siguranță o diodă Zener, este nevoie de un rezistor de limitare a curentului. Însă, în cazul acesta, în cazul diodei Zener, este nevoie să curgă o anumită intensitate a curentului prin diodă, fără a se depăși puterea de disipare termică a diodei. Însemnând că intensitatea ce curge prin diodă, ori căderea de tensiune pe diodă, să nu depășească o anumită putere, cum ar fi în cazul acesta de 5W, iar în cazul celor mici, cele de față, cele spre maro, să nu se depășească o putere de 1,3W. Pentru că în clipul de față doresc să arăt doar cum măsurăm o diodă Zener și cum testăm o diodă Zener fără consumator, o să luăm în considerare doar formula de sus. Dar trebuie să ținem cont că în cazul în care avem și un consumator RL, denumit de mine RL, vom folosi această formulă. Pentru a calcula RZ, folosim legea lui Ohm. Legea lui Ohm este esențială în electronică. Fără legea lui Ohm, nu ai cum să calculezi mai departe. Este esențială, este ABC-ul electronicii, practic. În cazul nostru, RZ, rezistența rezistorul RZ, este egal cu tensiunea de intrare minus tensiunea ce cade pe dioda Zener. Pentru a afla ce cădere de tensiune avem pe RZ. Împărțit la curentul ce trece prin circuit. Avem o intensitate ce trece prin dioda Zener, IZ, pe care o avem în catalogul diode Zener, plus curentul ce trece prin consumator, IL. Să trecem la testarea practică a diodei Zener. În cazul nostru avem o diodă Zener BZV85 de 5,1V. Din foaia de catalog avem nevoie de IZ, curentul ce trece prin minim ce trece prin dioda Zener. În cazul nostru, în catalog, avem 45 de mA, iar tensiunea ce cade pe dioda Zener este de 5,1V. Tensiunea de alimentare de 12V. Deci acestea sunt datele ce trebuie să le cunoaștem. Fără aceste date nu putem calcula. Există totuși o metodă folosind o sursă reglabilă de tensiune, dar cu limitarea curentului, și ridicăm tensiunea până când vedem că rămâne stabilă. Și aceea fiind tensiunea de stabilizare a diodei Zener. Asta este metoda prin care se poate afla la ce tensiune stabilizează o diodă Zener necunoscută. Dar IZ tot trebuie să cunoaștem, este important. Înainte de a continua testarea practică a unei diode Zener, vă voi arăta cum se măsoară o diodă Zener. În primul rând, se măsoară precum o diodă normală, o diodă redresoare. De câte știm, o diodă are anod și catod, iar catodul, minusul, este marcat. În cazul nostru avem două tipuri de diode Zener. Aceasta cu capsulă neagră și cealaltă capsulă transparentă. Prima este notată printr-o linie albă, acela reprezentând catodul, cealaltă printr-o linie neagră, la fel reprezentând catodul. Deci întotdeauna catodul este marcat, ori o linie albă, ori o linie neagră, în funcție de capsulă. Bineînțeles, multimetrul trebuie setat pe măsurarea diodelor, plus pe anod, minus pe catod, avem o cădere de tensiune de 595 de milivolți sau 0,6V. În cazul următor, o diodă Zener de 5,1V, plus pe anod, minus pe catod, da? Și avem o cădere de tensiune de 695 de volți. Adică 0,7V. De la catod plus pe catod minus pe anod, când testăm pe multimetru, nu conduce curentul electric.
Ok, avem tensiunea de 12 volți, da, din câte se vede, 12 volți cu aproximație. Dioda Zener de care v-am spus. Cum se calculează RZ? RZ, v-am spus anterior, Vin, tensiunea de intrare, minus tensiunea ce cade pe dioda Zener, împărțit la curentul ce trece prin dioda Zener. Deci 12 volți minus 5,1 împărțit la 45. Ne-a dat o valoare de 0,153 miliohmi, pentru că avem intensitatea trecută în miliamperi. Trebuie mulțit la 1000 pentru a afla valoarea în ohmi. Deci avem 153 de ohmi. Cum aflăm puterea rezistorului? Pentru că ne trebuie un rezistor de anumită putere. Cum aflăm puterea rezistenței? Păi, din câte știm, puterea se calculează tensiunea ori intensitatea. Aceasta este formula de aflare a puterii. În cazul nostru, scădem din tensiunea de intrare, 12 V, tensiunea ce cade pe dioda Zener, ori intensitatea ce trece prin dioda Zener. Așa că ne dă o valoare de 310 mW sau 0,310 W. Am o valoare de 180. Da, avem valoare de 180. Cum realizăm circuitul? Deci rezistența în serie cu dioda Zener minus pe anodul diodei Zener și continuăm circuitul cu acești crocodili. Ok. Măsurăm căderea de tensiune pe dioda Zener de 5 volți. Asta pentru că valoarea de pe rezistor este mai mare față de ce ar fi trebuit. Oricum, când avem un consumator, trebuie ales o valoare mai mică a rezistorului. Formula de calcul când avem un consumator este cea de jos, după cum v-am spus. Dar trebuie să ținem cont de puterea de disipare a diodei Zener. Iar puterea de disipare a diodei Zener se calculează în felul următor. Prima dată avem o formulă de calcul de aflare a intensității ce cade prin dioda Zener. Aceea fiind tensiunea de intrare minus tensiunea ce cade pe dioda Zener, împărțit la rezistor. Așa aflăm intensitatea reală. Și de aici putem afla foarte ușor ce putere avem pe dioda Zener. PZ egal cu VZ înmulțit cu IZ. Hai să mai mostrăm încă o dată. Deci de 5 V. Și la capete avem 12,27 V. Aici se oprește acest video legat de cum măsurăm și testăm o diodă Zener. Sper că a fost interesant și util. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de like și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune!